Nici bine nu s-a dus vara că lumea se și gândește la Crăciun. Mulți dintre constanțeni și-au făcut rezervările pentru sărbătorile de iarnă încă din vară. Unii sunt interesați de oferte încă din luna iunie, de când au apărut primele oferte și au luat în early booking atunci când era mai ieftin. Sunt interesați atât de Crăciun, de Revelion, cât și de piața de Crăciun, care se face de obicei înainte și care pentru constanțeni este 200 de euro un pachet pentru Viena 5 zile cu autocarul. Să te duci să faci cumpărăturile, sună interesant. Pentru că aceste evenimente trebuie sărbătorite așa cum se cuvine, România au început vânătoarea de oferte. Tot mai mulți aleg destinații exotice pentru a-și petrece anul nou. În țară, bineînțeles, pleacă de undeva la 600-700 de lei pentru pensiuni agroturistice și hoteluri. Agențiile de turism vin cu oferte din ce în ce mai tentante pentru cei care s-au săturat să meargă iarna la munte pe meleaguri românești și aleg să plece în afara granițelor. Pentru străinătate avem pachete pentru Crăciun și Revelion, pachete în Hurghada, în Egipt, la 644 de euro, avem pachete pentru Revelion la Praga cu 539 de euro pentru 5 zile. De asemenea, cei care doresc să plece spre Thailanda sau China cu Hong Kong au pachete de 1700-1800 de euro și putem să ne gândim dacă e și la India la 1340 de euro de persoană, un pachet care cu siguranță îți aduce o amintire de neuitat pentru perioada de Revelion. Și anul acesta, Revelionul pe litoral este la căutare, în special printre tineri. Pe litoral românesc avem oferte în acest an. Hotelurile de 3 și 4 stele care sunt deschise tot sezonul au pachete care pleacă de la un 700-800 de lei până spre 2500-3000 de lei de persoană la hotelurile de 4 și 5 stele. Aici este interesant că există hoteluri, apartamente care se închiriază pentru perioada de Revelion, dar ce inclusiv unele cluburi s-au anunțat cu petreceri de Revelion și cu siguranță vom vedea din țară clienți turiști care vor veni pe litoral în această perioadă. Cei care nu și-au planificat încă vacanța de final de an mai au timp să-și rezerve cazarea.